How To Men vă prezintă conferința Pro Drepturile Bărbaților Mă scuzați că sunt răcit S-a întâmplat Mă scuzați că sunt răcit? Dar nu e vina ta De ce ți-ai ce cere scuze că ești răcit? Dar videoclipurile trebuie să meargă înainte O să încerc să vă deranjez cât mai puțin cu vocea mea un pic răgușită după cum ați văzut și în titlu, comentez Erika Isaac, femei în Parlament. Intenționat am ascultat această melodie și n-am văzut videoclipul pentru că am văzut. Ți-a făcut cineva un uh, rezumat? Sau? Vrut să fac asta în premieră pentru YouTube, deci acum o să mă vedeți pe mine reacționând la asta. Sincer să fiu, bănuiesc anumite părți din videoclip sau din uh, melodie, că e evident care stilul ei și ce vrea ea să facă. Și stilul feminist e unul destul de previzibil. Dar poate mă înșel. Hai să vedem. Este o piesă a Erika Isac care se numește Femei în Parlament. Cam în ce zonă crezi că ar putea fi? Crezi că o să spună nu ar trebui să fie femei în Parlament? Chatul blochează fața prețioasă a, cum să, a lui Cum să bărbat. <laughs> Așa o să lăsăm chat. Așa o să lăsăm. Deci avem un... Uh, erau ceva pancarte cu Mirel și erau numai băieți aproape în uh, zona aia de fani? Posibil. Deci vine Erica îmbrăcată într-un sacou, sunt fetele, arată mafioate de parlament, așa sincer să fiu. Uh, da, n-ai voie să judeci uh, aspectul, să zic așa. hai. Pa da, poți. Dar e o glumă stupidă. Așa, în fin, poți să spui că -ți se pare că arată ca mafioate. Nu e nimic în neregulă. stai liniștit să judecăm uh, conținutul, ca să spun așa, adică melodia. Știu cine sunt. Deci, uite, și cum s-a așezat pe scaun? Fetele au multe gesturi care să demonstreze feminitate sau frumusețe, care sunt foarte ok, dar e ciudat că cel puțin partea feministă, activistă, pune accent pe ideea că femeile sunt mai mult de atât și că noi, dacă nu vrem să fim misogini ca bărbați, să nu le mai vedem ca pe niște obiecte sexuale să le vedem ca pe oameni, persoane cu opinii, cu idei care au un loc clar la masă, cu, egal cu toată lumea, o egalitate unanimă, așa. să spun așa. Așa. Lucru cu care aș fi de acord. Dar... dar ele, mai ales când protestează, tot își expun această frumusețe și feminitate. Nu ne -a... e un videoclip! Eu aș fi de acord. Dar de ce se așează așa la masă? Că Reiese normal pe de o parte. Pe de altă parte o poți accentua, că de asta există machiaj, de asta există anumite haine și de asta există sunt gesturi. Că o fată se poate așeza pe scaun așa normal sau poate să așeze... Nu, 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 are cum. Eu, eu zic că e troll. Nu are cum. Nu ai cum să vii la modul serios cu așa ceva. Nu ai cum. Nu, nu. Deci cum să te iau un serios când tu te așezi așa pe scaun? Cam, cam asta ne spune. Cum să te iau un serios când tu te îmbraci? Te machezi? Dar tu de ce te tunzi? De ce ți-ai făcut frezuca? De ce că mașa asta și cravată? De ce ai cămașa asta mulată? Cum vrei să te iau în serios? Ia uitați, scrie Conferință pro drepturile bărbaților Conferință Tu cum te așezi când deschizi stream fiecare zi la 1? Așa Pro drepturile bărbaților Da pentru că e ironia faptului că există conferință în Parlament, există conferință pro-drepturile femeilor sau ceva, sau a existat doar pește ai urea și plâng, știu doar cuvintele taie Pe sunt fiera, de să de alții, să ai nevă în crime Sexul frumos se joacă urât, cu tehnici de manipulare Ok N-am înțeles toate cuvintele pe care le-a zis, sincer să fiu, chiar vorbesc serios, nu mai dau înapoi. A, stai mă, ia uite videoclipul, ia uite cum l-a gândit ea sau ele, nu știu. Deci, stai că o să fiu în miniatură în continuare. Ea ca să derulez un pic pe aici, deci sunt femei în Parlament, echivalentul bărbaților din Parlament și discută cum ar veni la o conferință pro drepturile bărbaților, gen. Bun. A, ia uite, am lăsat perfect aici. De deci ce este, nu știu dacă ironizează. Pe ce asta? Pe ce asta? Sau dacă așa ar vedea o femeie în Parlament, pe asta? aproape dezbrăcată. O să revin la ideea mea și mai ales femeile când protestează au tendința să se dezbrace. Am văzut și în America la mai multe proteste feministe. <laughs> nu credeam că o să fie atât de bun. Sincer, nu credeam că o să fie atât mai bun. Și am mai observat chestia asta. Femeile când protestează au tendința să se dezbrace sau cel puțin așa îmi place mie să cred. <laughs> la proteste care sunt mai agresive feministe pentru cauzele care erau foarte importante la vremea aia și probabil Aulă sunt în continuare, dar au fost câteva doamne. perioade în care a explodat un subiect, cum ar fi avortul, de exemplu. Și vedeai femei care urlă, țipă și se dezbracă. Nu știu câte știu ele despre bărbați, dar dacă vrei ca bărbații să te ia în serios mai Nu te dezbrăca! Protestează așa! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt aici pentru a vă anunța faptul că protestez împotriva Dominanței bărbaților, împotriva patriarhatului. Vă mulțumesc și mi iertați uh, practic expunerea inoportună, acum o să mă retrag, decentă și serioasă, așa cum este bine unei femei. Dar oamenii când protestează, cum să bărbat, i-ai văzut pe aia care urlă? I-ai văzut care urlă? Că protestează, e o revoltă! Urlă, u, sunt la bustul goluni. Se bat cu aia, cu. Jandarmic. cu... Înțelegi ce zic? Că e un protest. Nu mai poate la să mai reziste, să duce acolo să strige. Mult decât pentru faptul că ești un obiect sexual, ultimul lucru pe care ar trebui să-l faci e să te dezbraci. Acum se zice că chestia asta e de fapt empowering, ca să spun așa, că cumva se dezbracă ca așa vrea ea. Da, și eu, toate fetele care m-am culcat s-au dezbracat așa vrut ele, că doar nu le-am obligat, Doamne ferește. Adică femeile se dezbracă ca așa vor ele, apropo, în majoritatea cazurilor, indiferent ce mai insinuează unii sau alții. Sunt și cazuri nefericite, din păcate, și sunt, nu zic că nu sunt, dar e ideea asta că... Ce legătură? Mi-e greu să cred că e atât de... eu asta, o să repet probabil pe parcursul acestui clip de foarte multe ori, Mi este foarte greu să cred că un, un, om e atât de departe de realitate. nu, 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 nu pot să cred. Nu pot să cred că Vede un clip care, ok, poate nu ești de acord cu el. Bă, ok, pot să înțeleg asta. Că nu ești de acord cu mesajul, că ți se pare că e... Că femeile vor prea multe. Bine. Se la ce pot să zic? Dar cum să trage astfel de concluzie asta? Eu nu știu cum ajunge la concluziile astea. Asta mi se pare ireal. Acum mă dezbrac, așa vreau eu. Nu, faci exact ceea ce vor bărbații și tu crezi că protestezi. Nu știu, asta e... Ăsta e punctul meu de vedere, adică mi se pare o totală lipsă de logică. La modul, le arăt eu lor că sunt altceva decât o tipă care n-are nimic în cap și... E... Ok, deci dacă, era, dacă nu era îmbrăcat așa, era mai ok? Asta era? Este îmbrăcată într-o ținută de uh, clip? Că dar nu s-a dus în Parlament așa. Aici acum, în Parlamentul României, Erika Isaac vă va ține o cuvântare, dragi parlamentari, și ea a venit îmbrăcată așa. Nu! Era un clip doar un obiect sexual sau doar bună pentru copii sau de făcut copii de stat în bucătărie. A și legat de versuri, spunea ceva de genul, ce spuneam mă, la versurile astea? Băr -bărbați, bărbați care sunt deranjați de faptul că o femeie apare Îi se vede abdomenul. sau care de colteu. Dintr-o dată deranjați pe asta, e o nenorocită. În schimb, în aproape toate, în aproape toate clipurile mă rog, trep genul ăsta, nu Fuego sunt bărbați la bustul gol. Dintr-o dată deranjați, voi suntem pudici. I se vede abdomenul, Erica Isaac, sau mă rog, X, puneți X în locul numelui. Da, sexul frumos are născut niște tehnici de manipulare. Pot să fac referință la câteva cărți unde se descrie fenomenul ăsta foarte bine, la fel cum sexul tare are niște tehnici de domn. Sexul frumos Sexul slab, practic, și sexul tare. Dominare, da? Deci, sexul tare încearcă să domine, cel puțin bărbații care sunt în stare să o facă, iar ceilalți, iar sexul frumos are manipulare, da? Asta e metoda lor de a obține ce vor. Asta nu înseamnă că toate femeile sunt manipulatoare. Înseamnă că este o caracteristică mai prezentă la ele decât la bărbați, într-un sens în care... O au... Bărbații nu manipulează, v-ați prins? Femeile sunt alea care manipulează bărbații. Manipulează și ei, dar nu e, nu e o caracteristică la toți. Ei se lasă manipulați de femei. În născut, că și bărbații manipulează și pot învăța foarte bine să manipuleze. Însă majoritatea femeilor... A, au... a, 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 ok. Nu, și bărbații manipulează, dar bărbații învață să manipuleze. Femeile se nasc cu asta. E în ADN-ul lor să fie manipulatoare. Sunt și bărbați care manipulează, dar ei nu au în interiorul lor când se nasc. Nu e genetic în ei. Ei învață lucrul ăsta. gata, gata, am înțeles. În regulă au născut niște tehnici de manipulare. Majoritatea bărbaților nu au nici pe departe la același nivel. Așa este. Așa este, da. Așa este el confirmându-se pe el însuși. Fără vreun hate pentru domnișoara din stânga, cea brunetă, buze super machiată, sprâncenele făcute, eu aș vrea să o văd într-un club pe domnișoara respectivă și bravo ei pentru succesul pe care l-a avut cu participarea în videoclipului. Dacă, nu știu încă dacă e la caterincă, că el arată așa în Parlament sau e pe bune. Dacă e pe bune și cred că e o chestie empowering, deci doar în cazul ăsta e o prostie. Nu. Ideea e că ea nu are de ce să se aranjeze ca să atragă atenția pentru cât de bună e sau cât de mult s-ar fute. Sau... Nu ar trebui să vină îmbrăcată gen cum sunt judecătorii. Cu niște peruși alea, negru așa, ca o măicuță ar trebui să vină îmbrăcată. Cumva să nu atragă atenția. Asupra ei. De ce te mai Tu te machezi ca să-mi atragi mie, bărbat, atenție. că ești frumoasă, nu? Vrei să mă manipulezi prin frumusețea ta, filiara a dracului să fii, ce ești. De ce te machezi. Dar de ce te îmbraci așa? Ce e cu fusta aia mulată? Ca să-ți văd eu fundul, nu? Să-ți văd forma fundului. Păi de asta ți-ai luat-o zile, cunoaște că de asta. Nu se poate așa ceva. Sau, nu știu, blocul la care te gândești? Când e în Parlament, trebuie să se axeze pe Parlament. Adică mi-a plăcut ideea deșteaptă de jos cu cum ar veni, au dat-o invers, conferință pro-drepturile bărbaților. Asta da, dar legat de aspect, acolo trișează ele cum ar veni. <fie> Colonel. Da, și, sunt mulți bărbați care zic chestia asta că, domnule, noi mergem la război și majoritatea n-am mers la niciun război. Asta nu schimbă realitatea faptului că dacă o să avem război, o să mergem noi. Adică, it's a fact. Nu, no, it's not a fact. Sunt o grămadă de femei în armată care se duc la război se duc și acum. Sunt o grămadă de femei în armată care se vor duce la război în, să sperăm, slabele șanse de a fi în, în război. În cazul unui război, domnul houtu nici măcar tu nu te duci la război nu știu dacă știi lucrul ăsta. Sunt o grămadă de femei în armată. A, că nu sunt la fel de numeroase precum bărbații? Nu, evident că nu sunt la fel. Din ce motiv nu sunt la fel? Este pentru că la fel a fost o... Și este în continuare un, o zonă în care femeile sunt văzute diferit față de bărbați. Un domeniu. Armata nu e pentru femei, pentru bărbați, nu? Bărbații se dura război. De asta femeile au pătruns greu în, în acest domeniu și încă nu sunt la același nivel cu bărbații. Dar sunt foarte multe femei în armată care s-ar duce la un război. Tu nu te duce. Nu te-ar lua nimeni într-un război. E simplu. E, e atât de simplu. Unul la mână. Doi, cred că război e o prostie și sper să nu se întâmple și mi se pare că în ziua de azi nu are niciun sens și nu te lupți pentru țară niciun caz. Dar am de unde... Mi-a plăcut că azi, n-am de unde să știu prin ce trece un Asta e plăcut. Bat că nu sunt el. Sau poate ea face cumva o referire la cum zic bărbații câteodată. E... Ce interesant, știu că l-am întrerupt. E, e, foarte interesant că el spune, mi-a plăcut că zice Erika că nu știu cum e să fii un bărbat, că nu sunt unul. În același timp, el, dându-și cu părerea non-stop despre femei și de ce vor femeile, cum sunt femeile, o femeie vrea așa, o femeie așa, o femeie așa. El are dreptul. El știe. Erika nu știe cum e să fii bărbat. Asta i-a plăcut. Ca să se scoată, nu putem să știm după ce comentează chestii nasoale despre femei. Zic, a, nu pot să știu pentru ce trece o femeie că nu sunt ea sau nu sunt femeie. Ne mergem la du-te fă, trage cu tunul La ce război ai fost ultima dată tu, Mirel? Că un story de la sală nu te face, colonel Bun, ideea e că Erika are un stil de ăsta super vulgar au, Îl văd la copii, sau mă rog, eu așa-i numesc copii, nu vă supărați pe mine Ăștia de la liceu au observat că era un trend, a început prin 2019, dacă nu mă înșel, sau chiar și înainte Știi ce înseamnă vulgar? Știe care este semnificația cuvântului vulgar? Pare că nu Ce-a fost vulgar? A, că a arătat uh, semnul păcii? Asta a fost, în asta a constat vulgaritatea? Păi, da, toți, voi ați văzut că toți ăștia alfa, absolut toți ăștia alfa, sunt atât de, oh, cum, tu ca femeie ai decolteu, tu ca femeie spui du-te dracului, dar cum despermiți, toți sunt acești snowflake și, și obosiți pe deasupra. Adică nici măcar un snowflake din la cinstit. Că mai bă, sunt snowflake la cinstit, tată. Nu, no. Și obosit un pic. Dar cum, domnule, dar ce vulgaritate! Nu cred așa ceva! Cum tu ca femeie ai arătat așa la cameră? Oh, aleu! Incredibil! Mai ales de când cu trepul, s-a răzmui așa. Bă, nu vă supărați pe mine. De ce chestia asta o chestie tare și mai ales o fată? Știu, ai domnișoară, da, e de căcat. Adică dacă ești o fată, nu știu, adică fata vrea să arate că eu cunosc fete care sunt foarte educate și foarte deștepte. Și poate... Erika nu este educată și nu este deșteaptă pentru că a arătat semnul păcii. Se mai înjură și ele mai... Da, corect, Dar nu așa pe, pe față tom. ca Erika. Nu știu, se îmbracă și ele nu știu cum. E în oraș, poate s-au îmbătat când erau tinere sau așa. Mă rog, dacă când vrei să pari deșteaptă, când vrei să pari femeie în parlament, când vrei să... Că te dai atât de deștept că te cași pe tine. De deștept ce ești. Să pari director, CEO și așa mai departe Pune accentul pe chestiile astea Numai că știți care e problema Dacă ar fi pus accentul pe chestiile astea Dacă se îmbrăca cum să zic eu, dacă se îmbrăca mai mult, dacă nu era așa cu ati. Fii atent că ajunge unde... Ia, ia, ia. Tot ne de asta de bombardier, ca să zică, bă, te fac te... din limbajul corporal, așa este. Dacă nu arăta muie, dacă nu jura, câți oameni se uitau la videoclip? Bravo, bă, băiatule, bă! Bravo, bă, nu ești prost! Nu ești. Nu. Bravo, bă, băiatule! A, deci este un videoclip și transmite un mesaj. Ah, ok. Bărbații de care n-au femeile nevoie sunt buni pentru vizualizări când te dezbraci, nu-i așa? Adică vreau să fiu și corect, că prea, știi? Deși cu mesajul dincolo de lucrurile astea sunt de acord. Adică sunt de acord să intre femei în Parlament, să facilităm... Dar nu așa oricum. Nu așa oricum. Sunt femei în Parlament, apropo. Sunt de acord să intre și mai multe, să se implice femei în toate treptele societății. Nu mi se pare nimic în regulă ce nu vor să... Dar, urmează un dar. Înțeleagă oamenii din curentul feminist activist este că femeile nu aleg atât de mult ca bărbații să se implice în anumite domenii. Nu că nu... De ce? De ce nu aleg? Nu sunt lăsate. Aha. De ce nu aleg? De ce nu sunt mai multe femei în unele domenii, de exemplu? Cum ar fi politica? că te vorbesc despre asta. Nu aleg ele să se implice. Adică nu, domnule, nu. Eu stau acasă. Nu spun că nu sunt și femei care sunt așa. Dar de ce? De ce domeniul politica sau domeniul politic este considerat nu pentru femei? De ce nu aleg ele să se implice? Care este motivul pentru care ele nu aleg să se implice? Și sunt mai puține femei. Nu le interesează, pur și simplu. Nu sunt capabile. De ce nu aleg asta? Mă? asta dacă mi-ar putea răspunde la întrebarea asta. Potrivit să zice chestia asta că nu sunt lăsate. Ba da, sunt lăsate. După care mai A, am... Deci nu e o lege care să le interzică de acord cu tine. Evident, nu. Nu este o lege care să le interzică femei. Femeile nu au voie în partidele politice. Evident că nu. Deci sunt lăsate. Pare un argument, domne, femeile de fapt nu sunt încurajate sau sunt descurajate. Nu, nu, nu. În domeniile competitive toată lumea e descurajată. Doar că bărbaților îi se pare normal și nu mai comentează. De exemplu, dacă îți spui că în nu știu câte companii sunt directori doar bărbații, femeile, de fapt societatea acum se gândește, ne-am gândit noi, ne-am trezit, suntem woke, Băi, de fapt, femeile sunt asuprite. Nu, nu, nu toată lumea care încearcă să obțină o poziție de conducere sau o poziție importantă, că femeile nu se bat pe a fi zidar, se bat pe a fi, uite, politician, se bat pe a fi director, sau cel puțin în teorie se bat pe asta, bărbații care sunt... Și bărbații nu se bat pe același lucru, că deci nu vă bateți, mă, pentru posturi mai bune? Băteți-vă și voi pentru alea mai slabe, nu? Sunt pozițiile alea și care le pun bețe în roate, nu le pun bețe în roate pentru că sunt femei, le pun bețe în roate pentru că ar pune bețe în roate oricui încearcă să ajungă la poziția aia. Eu am candidat la Trei lucruri importante la nivelul meu mic, în viața mea, sau depinde cât de mic sau mare, depinde. Am candidat la trei posturi și la toate am candidat împotriva bărbaților, odată era și o femeie. Și eu am vrut să-i fac pe toți, să fiu mai bun decât toți, să câștig în fața lor, la fel cum voiau și ei cu mine. Numai... Am înțeles, da. Nu, nu spune nimeni că o femeie ar trebui să ducă lipsă de competitivitate din partea celorlalți. Nu, nu spune nimeni asta, da. Nu asta e ideea. fie se preface că nu înțelege, fie chiar nu înțelege. Problema pentru care sunt mai puține femei este... De fapt, trebuie să ne întoarcem mult în spate. Femeile nici măcar nu aveau drept de vot, bă băiatule. Înțelegi? Acum, nu știu, 100 de ani zi. Nu știu exact anul. Înțelegi de unde vin ele? Tu înțelegi că nu aveau drept de vot? La nivel ăsta erau considerate. Că tot vorbim de politică. Femeile ce să voteze femeile care era barnau. Din, la, din mentalitatea asta au pornit și au urcat treaptă cu treaptă. Nu spune tu mie că acum, da, domne, păi nu, păi, dar vor să le facă, că vor să le facă pe toată lumea, nu e. Nu, o femeie este în continuare în anumite domenii văzută diferit și judecată diferit față de un bărbat. Inclusiv în politică. Deci lasă vrăjele astea de 2 lei. Că nu ți le crede nimeni. Nu m-am gândit că ai mă, dacă e bărbat îl las, că noi bărbați între noi ne înțelegem, nu, 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 dacă avem o poziție de conducere sau o poziție importantă, orice om vrea să o obțină și nu se gândește pe asta o discriminez că e femeie, ăsta e băiatul meu, îl, îl bag de pe nu despre asta el. e păi vorba. Cum îl bag pe el, împotriva mea? Nu. E narrativa asta acum că domnule, femeile sunt, nu zic că femeile nu au dezavantaje sau mai ales nu au avut în trecut, ba da. A, acum nu mai au. Dar vreau să vă spun că unul la mână, femeile nu aleg și nu vor alege în continuare multe din pozițiile pentru care se bat bărbații, iar cele care aleg se vor bate cu bărbați și nu le va fi facilitat locul pentru că nimănui nu e facilitat locul. Dar nici nu au pretenția să le fie facilitat locul. Au pretenția să fie tratate egal. Cu toată lumea. Văzute la fel, pusă bază pe ele la fel ca pe un bărbat, considerate exact la fel ca un bărbat. Să nu faci diferența că e femeie sau bărbat. Lucru care nu se întâmplă și tu o știi foarte bine. Multe femei nu aleg să se ducă în zona respectivă tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta. Dacă și sunt... într-adevăr, spre deosebire de bărbați, femeile aleg la un moment dat să, să facă copii. Și atunci aleg să rămână, să-și să crească copilul. Până la 2 ani sau până să duce la școală, sau la bana, fiecare. Și aleg să-și îl crească ele, să rămână ele să-l să crească. Da, sunt... Foarte multe femei care se duc și în zona asta. Atunci sacrifică cumva cariera pentru copil, pentru a crește copil. Ceea ce mie mi se pare un lucru de laudă. În niciun caz că nu vrea ea să mai aleagă. Nu, e un sacrificiu pe care îl face. Pentru familie, pentru copil. Poziții importante, e bătaie mare pe ele și bărbații concurează împotriva tuturor, nu împotriva femeilor. Concurează, de fapt, mai ales, în, în primul rând, împotriva bărbaților. Asta legat de incluziune, domnule, că nu avem femei în Parlament, că li s-a interzis, că. Mm. De, de, am înțeles. Deci concluzia care este? Că nu fac față, nu? Concluzia cum să bărbat asta este. Femeile, sunt mai puține femei în Parlament nu pentru că vin de unde vin. Există mentalitățile care există. Nu. Ci pentru că nu fac față. Nu chiar. Ce dată tu, Mirel? Că de la sală nu te face Oh. Ia, 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 vezi că acolo se vedea, se vedea o bucă, ia vezi. Dă napoi apoi Stati repede. Erika, eu nu mi-am dat seama când a venit, poate a dezbrăcat o cineva care era pe scaun. Ia, uitați. -vă. Ia, uitați. -vă. Ia, uitați vă. Nu e rău. De ce să mint? Merge. Glumesc. Ah, aha, uh aha. Uh exact despre asta e vorba. Nu. Uh, nu. vreau să obiectific în niciun fel, pentru că, nu pentru că cred eu că îmi dă lumea chensă sau mă dare în pulă, pentru că <laughs> bravo, mă, ce n -am... Nu, pentru că eu nu sunt un astfel de om. Chiar vreau să fiu respectos față de ea, că zic anumite chestii care chiar mi se pare că sunt corecte, e altă discuție. Numai că dacă apare, bă, frate, hai să vă explic o chestie. Noi ignorăm în ziua de astăzi niște factori biologici. Bărbații au între 13 și 21 de ori testosteron mai mult decât femeile. De ce zic între 13 și 21 de ori? Pentru că am văzut o felul de studii, unele zic că 13, altele zic că 18, altele zic că 15, altele că 21, nu mai știu de câte ori. Așa. Dar și dacă au de 13 ori. Știți care e diferența? Gândește-te că ai 1000 de euro și după aia gândește că ai 13.000 de euro. <laughs> Știți care este diferența între ceva și de 13 ori mai mult? Nu. Gândește că ai 1000 de euro și după aia gândește că are 13.000 de euro. Wow! Acum da, văd diferența. Diferența enormă de sumă de bani. Deci gândește-te nivelul minim de testosteron, diferență pe care îl are un bărbat față de o femeie. Asta te face Așa? foarte, cum să zicem, excitat numai mai des decât femeile. Sau la un nivel mult mai mare. Tu dacă vii și spui în fața mea țâțele ca bărbat, nu neapărat la mine, să zic că am 30 de ani, dar uitați-vă la oameni care nu au experiență, care au 20 Deci un bărbat este mult mai excitat decât este o femeie. 30 de ani sunt mulți la liceu. O femeie nu se excită, practic. Sau se excită, dar nu la fel de mult ca un bărbat. Un bărbat se excită mai mult, îți Eu Au 15, 16, 17 ani. Păi umblă hormoni în tine grav. Fetele astea se expun super dezbrăcate. Unele arată și bine, unele nu, dar nu e neapărat, nu trebuie să fie au Și ăștia o iau razna. Adică te sexualizezi în fața multor tineri, în fața multor băieți și după aia tot vina lor, că nu sunt educați. Nu, nu este despre asta, mai omule. Este strict despre mentalitate și atât. Despre strict, nu știu cum să-ți explic, despre mentalitate. Tu dacă ți iei cămașa asta mulată și ai pieptul pectoral și o fată este excitată, ea nu-ți va spune că unei fete nu îi stă bine, nu? Cum zici tu? Nu îi stă bine să mi spună, mamă ce pectoral ai, mamă ce mai excitat. Nu, nu spune asta. Pentru că tu o să crezi, eu tu și pe disperat asta, eu tu și pe... Asta, ce zice de mine. Dar și o femeie poate fi excitată când te vede pe tine cu cămașa asta mulată. Înțelegi? Nu este vina ta că ai cămașa mulată. Ar fi vina ălia dacă ar veni și ți-ar pipăi și ai mamă ce pectoral ai, de să mă uiși O, de să dau și un pup acolo, hai te rog, de să dau o limbă acolo. Dar ar fi vina ta că ți-ai luat cămașa mulată. Tu? Așa ai spus. După aia ar veni un și -a spune, păi, dar ce mă cu cam așa e mulată să-i văd eu pectorali lucrați la sală? Normal cum am ieșit, că am și eu hormone, am și eu 18 ani, am și eu 20 de ani. Înțelegi care este diferența? Dacă tu, îmbrăcat așa, intrând în mega imagi, ți-ar da niște fete palme peste fund, te-ar ciupi de, mamă ce pectoral lucrați, e de să pun și o mână acolo. Sau s-ar face tot felul de remaj de genul ăsta, poate tu ai zice, bă, păi, bravo, bă, te simți bine. Nu? Dar nu e tocmai așa. Ai zice, mamă, eu uite, bă, păi de-aia mă duc la sală, mă, să observe femeile, nu? Ți se pare normal. Atunci de ce nu e normal și pentru o femeie să arate bine? Să zică, uite, mă, m-am îmbrăcat așa. Ia uite ce bine îmi stau, arăt bine. De ce nu e normal? Nu înțeleg. Mă rog, ca educație poți să te abții, dar nu atingi pe o fată fără să vrea, pe care nici nu o cunoști, da? În niciun caz nu, nu bruschezi Nu să spui, o fată. e vina ta pentru că eu am sărit pe tine, că te-ai îmbrăcat în, ca, ca ai de colteu asta spui. E vina ta că ai avut decolteu. Pe tu nu știi că ei sunt excitați acolo? Normal că au sări și stau pipăit. Clar, clar. Dar gândul ăla că tu ai fute-o pe asta, de exemplu, ăla nu e o alegere. De asta acord. cer să explic. De, de acord. deci chestia asta cu educații vă băieții, dar noi ne dezbrăcăm cum vrem. Păi nu că tu... Exact. Ba, ba exact. Nu dacă te dezbraci cum vrei tu, eu nu te judec pentru asta. Dar nu poți nici tu să mă judeci că eu te obiectivez din punct de vedere sexual. Adică te... Păi nu, că nu te judecă nimeni dacă vezi o femeie frumoasă și în capul tău zici, bă, ce bine arată asta. Asta e normal, exact cum spui tu. Asta e o chestie în care creierul tău îți transmite, bă, ce bună e asta. Ok, asta e o chestie normală. La fel și în partea cealaltă, e absolut normal. E, de aici, mai departe, ce se întâmplă ține de educație, înțelegi? De aici, mai departe, cum acționezi tu după ce observi că o femeie este bună, cum spui, te atrage. E, aici, Că nu spune nimeni să nu observi o fată care are un decolteu. Da, observi, logic. Sau o fată care îți place ție. De la a observa și până la a face altceva, aici, aici se întâmplă lucrurile. Sau nu știu, dar te obiectific, mă scuzați, din punct de vedere sexual. Pentru că așa îmi vine natural. Așa sunt programați bărbații. La fel cum și ție, dacă mă vezi că vin și cobor din nu știu ce mașină și spre mecher și toată lumea în club mă știe, tu ești atrasă de mine, mă Nu de fizic! Incredibil, Ireal, bă, băiatule. Ireal, băi, băiatule. Absolut ireal. Credeam că o să vin exact cu argumentul meu, dar nu. Tu când o vezi pe una. O vezi fizic, normal. Mamă, ce țâți are aia, ce bunuacă e. Ele, în schimb. Ce mașină ai? Ele n-au treabă. Ele nu văd pe unul să zic că bă, ce bine arată ăsta. Aș face sex cu el. No. Ele zic, ăsta... Ia stai un pic să văd ce mașina. Oh, Logan. Oh, ulei, ce era să fac. Doamne, pe la ureche mi-a trecut glonțul. Ele când văd în club că eu cobor dintr-o mașină scumpă sau că mă cunoaște lumea, e atunci. Până atunci, bă, nu are treabă femeia cu fizic. Absolut ireal, bă. Absolut ireal. Nu se poate să fii în halul ăsta. Bă, la 3, dacă era vei 15-16 ani, ok, 17 ani, zi 20. Nu aveam nicio treabă. O la 30 de ani să vii cu asemenea lucruri mi se pare absolut incredibil. Vor fi. Nu mă refer la mine, Mihai. Poate nu-ți place de mine, poate crezi că sunt terminat. La un băiat care îți place. Deci ideea asta, că de zic, femei în parlament, titlu jumătate din videoclip e dezbrăcată. Sunt bune vizualizările de la băieți, nu? Știi ce zic? Asta stai că voi nu vedeți bine. Nu vedeți mă voi bine, că sunt eu acolo, acopăr ecranul. Hu, câte chestii a zis. În primul rând este scena din Biblie cu Adam și Eva care mușcă din măr Și după aia că de fapt Adam ia mărul, mușcă și era în cârdășie cu șarpele Nu e în cârdășie cu șarpele Nu ăsta e mesajul acolo Și mă rog, ăsta e un subiect complicat cu Adam și Eva Ca să-l explic aici o să vi-l zic cu altă ocazie no, Mai înțeleg. departe vreau să explic asta cum A -a se Asta face... cu Adam și Eva e prea complicat, nu-l... ok Că în spatele unui bărbat menit să fie lideri o femeie Nu, no, asta e o vrăjea, asta e o prostie întotdeauna sunt niște femei care susțin și ajută, dar nu e, nu e adevărat. Asta, asta, e un mit, asta e o prostie, deci nu există așa ceva. Femeia a fost un suport, dacă a fost. Dar femeile din ziua de azi și fetele oricum nu sunt suportiv în felul ăla. Pentru că el, de exemplu, nu avea timp să gătească, să pregătească, nu știu ce, era preocupat să gândească. Dar uite, asta se întâmplă în America. Prima doamnă a Americii, soția președintelui, de obicei face și zice foarte multe și toată lumea o respectă și crede că e o femeie extraordinară. Și poate este o femeie extraordinară, dar cumva e pusă aproape de președinte și dacă n-ar fi fost ea, soțul ei n-ar fi fost președinte. Așa zicea Michelle Obama lui Obama. Cel mai probabil, da. Cel mai probabil, da. Toate deciziile, tot ce s-a întâmplat în viața lui l-a condus către a fi președinte. Și dacă făcea un pas mai în stânga sau în dreapta, poate n-ar fi ajuns președinte. Deci da, pot spune că dacă nu era femeia aia lângă el, Poate n-ar fi ajuns președinte. Da, e o, e o concluzie care poate fi trasă. Inteligența lui Obama, limbajul la non-verbal și paraverbal excelent, calitățile incredibile de orator nu au nicio legătură cu ea. Dar, of dar nu spune nimeni că au. Nu spune nimeni că el este un prost. Nu spune nimeni că ea l-a luat gen Ana Maria Prodan Păreghe, cam cum zice ea. Nu. Spune că a avut un rol și poate fără ea n-ar fi fost acolo. Cum nici ea fără el poate n-ar fi fost acolo. Logic. Tocmai asta e ideea. O femeie poate să te susțină, să te propulseze, să te ajute și poate sunt și femei, adică sunt convins că sunt și femei care au făcut mai mult, dar tot ăla, pe al vrea lumea, pe ăla ascultă lumea. Orice bărbat care ați văzut voi bun la orice este meritul lui, talentul lui, poate că a avut ajutor de la femeie, dar nu este meritul. Exact asta se, și spune. Este și meritul femeii, pentru că l-a ajutat. Poate a niște sfaturi de care a ținut cont și care au funcționat. Într-un cuplu, na, se întâmplă lucrurile astea niciun caz. Asta cu în spatele oricărui bărbat se află, nu, se află lângă. Asta au inventat o femeie într-o societate în care noi suntem trăim 3... Aici sunt de acord. Nu se află în spatele lui. Se află lângă el. A, cred, că este prima, cred că este prima afirmație cu care chiar sunt de acord. Nu în spatele unui bărbat, lângă el. De acord. A, aici ne-am nimerit. Într-un ginocentrism, adică centrat în jurul nevoilor, feme... nu în jurul nevoilor femeilor, în jurul Ideilor femeilor, ideilor feminine. Nu, adevărul e că nu stătea niciun femeie în spate gen să-l dirigeze, ori era în stânga, ori era la dreapta ca ajutor. Femei extraordinare Perfect. de care. Puf, de acord. Nu prea se mai fac în generația erică, din sens, în sensul ăsta de. Nu se mai fac femei. Susținere. Ele poate sunt femei extraordinare pentru ele, dar mă refer ca să susțină un bărbat. Nu prea mai sunt. Nu, dea nu așa -a. multe. Dar chiar și înainte când erau, orice ar fi făcut pentru bărbatul ăla, în orice domeniu, talentul era al lui, munca era al lui. E meritul lui.

Și ce trebuie să facă azi în 2024? Sau înainte de COVID, în, 2008, în 2019? Femeile ca să intre în Parlament? Să vrea cât mai multe să intre în Parlament. Faceți experimentul nu ăsta, băieți. Când nu sunteți într-o seară, vă jucați acasă, râdeți, glumiți, sunteți la un board game, sunteți la o băută, unul dintre voi, băieți, apucați-vă să vorbiți cu alt băiat despre politică, dar la modul serios, nu cât se fură în țara. Unchi tu! Unchi tu beat! Păi, ce e mai cu partidele astea politice? Să vezi femeile, oh, 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 Asta și alte chestii uh, care sunt adevărate, da. Încercați să vorbiți niște lucruri de politică serioasă, adică, de exemplu, să explicați de ce stânga se numește stânga și de ce dreapta se numește dreapta și dacă partidele moderne din ziua de azi chiar mai sunt de stânga sau de dreapta în adevăratul sens al cuvântului. Nu sunt nu o discuție așa complicată, odată ce afli femeile ce pleacă, stânga și dreapta și vorbești de, de, mine, de să vorbești. O puteți duce chiar în politica din America, unde se împarte în cele două mari partide, în principal uh, uh, republican. Eu nu spun că nu este așa sau că este așa. Eu te întreb doar de ce este așa. De ce este așa? Dacă e cum spui tu. Care este motivul? Din, nasc, din născare, femeile sunt dezinteresate de politică sau de anumite domenii? Asta încerc să-ți spun. Înțelegi? Se nasc în ADN, cum ai zis tu, cu manipularea? Se nasc și cu dezinteresul față de anumite domenii? Nu. Ca și democrații. Și începeți să vorbiți. Nu nu comentați acum situația. Începeți să faceți asta. Vreau să îmi spuneți mie în câte din situații se plictisește cineva mai repede de discuție, fetele sau băieții, în, în medie. Că eu am trăit printre fete mult timp și am deschis multe oh, discuții reale despre politică Se vede. Nu, -mă doare se vede sufletul că se fură în țara asta. Nu, pe lângă asta. Am deschis discuții reale despre politică, cât știam și eu atunci. Și eram interesat realmente să aflu niște răspunsuri, să discut. Fetele aproape întotdeauna se plictiseau primele. De, de ce? De ce se plictiseau? Oare pentru că toată viața lor au văzut un zid între ele și politică pus tot de mentalitățile astea? Pentru că li s-a spus poate către părinți, tu ca femeie trebuie să fii așa, nu ai tu ce să cauți acolo și toate lucrurile de genul ăsta? Oare de ce? Femeia n-ar ce să caute în politică, vezi tu femei în politică, tu nu vezi că sunt mai bărbați. Sau tu ai tras concluzia asta singură, uitându la televizor văzând doar bărbați în posturile importante. Asta este ideea pe care tu nu o percepi. De ce nu sunt interesate? Repete, în ADN-ul lor se nasc cu asta sau cum? și voiau să nu mai vorbim despre asta sau despre altceva. Fetele sunt libere să intre în Parlament, nu știu cum să vă spun. Dar nu le... nu sunt interesate. Stai că știu ce o să zice, stai așa. O să fie la modul... Nu știi câtă misoginie există, ba da, știu. Și nu știi că multe sunt... Ca să intre, trebuie să facă favoruri sexuale. Da. Și dacă nu vor să facă favorile sexuale și ar trebui să nu și e groaznic că li se cere asta, să plece, să-l denunțe pe ăla, să facă ceva, să-l demaște, să luptăm cumva cu chestiile astea. Uh -huh. Că și bărbaților li se cere o groază de sclavie și de dat bani. Aha. Uh -huh. Care e practic același lucru. În cazuri, cred că și chestii de sexualitate la unii dintre ei, din partea parlamentarilor care sunt sau care sunt pe ascuns. Te... Uh -huh. ok, ok. Ce comentezi? Mă mai ideea asta că, domnule, bărbații sunt o clasă nu știu care care a femeile. Nu, asta e care de căcat. Clar. Asta nu există. bărbații nu o asuprez niciodată. Nu există patriarhat. Nu există așa ceva. Bărbații nu. Bă, femeile sunt la fel, exact la fel văzute ca bărbații în orice domeniu. Ce dracu stăm să... O... Sincer, m-am plictisit. O să... dacă ajunge pe YouTube asta, fală acolo la cum să bărbat știe cum e treaba cu femeile, cu astea. Rupe. Rupe. Nu, nu mai pot să mă uit în pare. Oricum, mai sunt 3 minute. Nu, nu mai pot.